Yo, salutare la toată lumea și bine v-am găsit la încă un episod de pe seria noastră, al doilea episod din seria noastră de Rare și Încearcă. Astăzi o să jucăm ceva mai special, ceva un pic mai interesant. De fapt, nu știu sigur cât de interesant o să vi se pară. Astăzi jucăm Hextech. Hextech Mayhem de la Riot. Băieți, acum să-i dăm drumul la treabă, o să fie un joculeț foarte interesant, am jucat deja ceva din păcate pentru că am mai încercat să fac o filmare, doar că nu prea mă auzeam bine deloc. Așa că, foarte bine, sincer, de data asta chiar cred că o să mă pricep și eu la câteva dintre nivelurile pe care le avem aici, băieți. E un joc drăguț, tip Geometry Dash, dacă știi jocul ăla, bine, în Geometry Dash puteai să faci doar să sari și să te duci în jos. De fapt, nu, puteai doar să sari. În asta ai, de fapt, trei controle. În sus, în jos și o bombă pe care o aruncăm cu Hammerdinger. Acum, hai să vedem despre ce și cum e vorba în jocul ăsta. Oh, cu Ziggs, pardon. Că personajul principal pe care noi îl controlăm este Ziggs. Ăsta e un mic tutorial pe care o să-l facem împreună. Deci, cum v-am zis, singurele controle pe care le avem sunt sus. Bine, eventual să-mi găsesc și ceva unde să mă duc și eu în jos. Aici o să fie sus, jos. Și după cum vedeți, putem să avem trei acțiuni. De fapt, trei, depinde cum e că... Deci putem să avem asta cu perfect, asta cu good și efectiv asta cu mist. Deci astea sunt stadiile prin care noi putem să trecem. Și acum hai să vedem primul nivel, cum se comportă și cum ne comportăm noi, băieți, cu primul nivel. Rotițele alea sunt ceva ce vedeți voi în dreapta sus aici. Pardon, am ratat aia. Practic o să putem să avem și un bonus și o să avem și... un fel de power-up sau nu știu dacă să-i zic power-up, vedeți și voi cum mi se încarcă bara aia din dreapta sus, în care practic o să ne dea mai multe, mai mult scor. Adică, uite, deci cum sunt acum și cu cât nimeresc astea mai bine, practic așa o să ne dea nou scor mai bun. Opa, a da, și putem să dăm și double jump, acum am pierdut power-up-ul ăla și... Băi, sincer, ceva ce am văzut la mine e că greșesc foarte mult în momentul în care încerc să vorbesc. Deci asta cu vorbitul îmi dă daună. Și asta e unul dintre cele mai simple niveluri pe care am dat click dreapta în loc să dau. A, da, și Riot oricum a pus niște controle foarte, foarte urâte. Ca să dați seama, a pus D pentru în jos, Space pentru sărit și capa pentru bombă. Și bineînțeles că știți foarte bine că eu mi le schimb. Bine, aparent puteți să jucați și din mouse, băieți. Nu știu de ce apăs de fiecare dată S în loc să apăs pe click. Puteți să jucați și doar din mouse, adică cu click stânga, click dreapta și rotiță. Hai să vedem ce scor am ajuns noi acum. La ce scor am ajuns? Deja în silver, gold, hai să vedem, ajungem și noi cu platină, din păcate nu, n-am ajuns. Dar data trecută am avut un scor de platină. Și ca să trecem, practic, de la un stadiu la altul, ne trebuie să avem, cred că minim gold la toate trei. Cam asta ar fi condițiile, în funcție de scorul pe care noi îl avem, așa reușim să facem. Apropo, nu știu dacă o să vă las sau nu partea asta din trailer. Ideea e că Riot recomandă să se utilizeze pentru jocul ăsta căști și un controller. Eu încă sunt în studioul de la CSUAS. Încă o dată mulțumim foarte mult pentru găzduire. Băieți, aveți acolo și Instagram-ul și canalul lor de Twitch. Dați și voi acolo un follow, un like, un subscribe. Și ce voiam să zic e că ne-au dat băieții un controller de PS5. Și din păcate nu e compatibil cu jocul ăsta. Adică aparent cred că puteam să... Bine, și oricum în controle erau controlere de Xbox. Și n-am înțeles asta. Riot, te rog să nu mai faci. Adică mi s-ar părea normal ca tipul ăsta de jocuri să fie compatibile, de ce nu cu toate tipurile de controlere. Dar revenind un pic la joc, nu prea înțeleg, nu cred că are o poveste efectiv în sine. Deși teoretic în descrierea lui scrie că
este unul dintre jocurile cu poveste de la Riot, în povestea League of Legends, că na, până la urmă zic e personal League of Legends. Sper din tot sufletul să nu vă supărați pe mine, că le mai pocesc numele din când în când. Eu nu sunt jucător de LoL, înspre rușinea mea, și acum... Oh, Rareș, nu joci LoL! Nu, după cum știți, pe canalul ăsta avem foarte mult Smite și Zero LoL. Dar... o să apară un videoclip cu LoL la un moment dat. Ah, ok, deci deja... avem scor pentru partea asta. Bine, oricum, haideți să sărim că astea deja le avem cu gol și hai să trecem la ceva mai interesant, ceva pe care nu l-am făcut încă. Sunt sigur, dacă vreți și voi mai departe să aveți jocul, eu l-am luat de pe Epic Games, cel mai probabil o să vă las și vouă un link în descriere. E, nu știu, am dat undeva la vreo 40 de lei pe el, deci e destul de ieftin. E, nu pot să zic că e un joc foarte, foarte wow. Da, e un joc foarte ok dacă vreți să vă omorâți timpul cu ceva. Ah, fuck. Da, și nu știu dacă am zis, cred că am zis că îmi e foarte greu să vorbesc în timp ce joc jocul ăsta. Adică e genul ăla de joc la care trebuie să te concentrezi fix pe controlele alea. Nu e ca Smite să zic că m-am uitat ce facem acum, ce nu facem acum, pentru că... la Smite nu apăs, sau mă rog, poate apăs chiar mai multe butoane decât în jocul ăsta, dar asta, gen, ai ratat, ați văzut și voi, ai ratat o săgeată din asta, ai murit. Adică nu e... fuck. Mamă, și-am crezut că pot să-i sar în cap, deci chestia asta chiar am făcut-o intenționat, sincer să fiu cu voi. Dar aparent îi sare singur în cap. Uite că pot să-i sar și eu, doar că trebuie să am săgețile astea. Deci, efectiv, tot ce trebuie să faci e să nu te abați de la săgeți. Sper că se aude ok jocul. Îmi place maxim că atunci când suntem în... acum. Gen, în stance-ul ăsta de moarte. Stance de moarte, nu știu cum să-i zic. Face Zix beatbox sau se aude niște beatbox. Bun, și haideți că am terminat și noi și nivelul ăsta. Hai să vedem unde ajungem acum. 68% bronz, silver, hai măcar un gold. Hai, se poate goldul? Da, bun, perfect. Gold și încă ceva. Cred că putem să părțăm chiar platin aici. Și... ok, nu trecem la nivelul următor. Cred că... 10 levels. Păi da, teoretic pentru asta nu am deja 10 niveluri făcute. Încă n-am înțeles, nu știu foarte bine, hai că mai facem o dată atunci. Nu înțeleg foarte bine care este schema asta de, sau ce trebuie să fac mai exact ca să, cum ai zice, ca să terminăm practic un nivel. Bine, vedeți, acum la început îmi e ușor și a zis Rareș că e ușor, Rareș dat în două la rând. Să văd rotițele astea, pentru că vedeți și voi, graficile din joc nu pot să zic că sunt cele mai bune, mă, dar sunt relativ complexe. Complexe în sensul că nu mă lasă pe mine să fiu atent la detalii și eu fiind foarte atent la săgețile astea sau încercând să fiu atent la săgețile astea, nu mai sunt atent la rotițe, gen la rotițele alea mici pe care trebuie să le iau eu ca să completez nivelul sau ceva. Și din nou, nu știu sigur cât de mult contează că murim, ci faptul că, de fapt nu voiam să zic că nu contează atât de mult câte din astea ratăm, atâta vreme cât nu murim. Adică sunt sigur că ne ajută la streak-uri și la din astea. Uite, săgeata aia nici n-am văzut-o. Uite, gen, în partea asta nu cred, adică de fapt nu avem scor absolut deloc. Până când nu... dar ce putem să fac acolo? Ok. Jos. Sus. Sus. Jos. Jos. Sus. Sus. Jos. Da, și ăștia recomandă muzica pentru că cică te-ar ajuta foarte mult dacă ai auzi eu. Sincer, nu mi se pare. Cred că aș putea să joc foarte bine jocul ăsta și pe mut. Deși coloana sonoră, dacă ar fi să fiu sincer cu voi, îmi place maxim. Adică mi se pare ceva foarte ok. Ia, hai să vedem. Forțăm și noi o platină, băieți? Ok, bronz, hai cu steluțele. Perfect, silver, gold. A, nu, doar gold. Oricum mai bine decât nivelul trecut. Și tot n-am reușit să-l deblocăm și nu înțeleg de ce.
Că practic avem nivelurile astea completate. Da, când o să-mi dau seama de ce revin cu următorul nivel. Bun, haide. Să vedem și nivelul ăsta. Da, am văzut din prima că am ratat, de fapt, două. Dar, sincer, scopul meu, sau... ia stai să dăm noi, că oricum n-am făcut cine știe ce din nivelul ăsta. Deci pe aia, oare cum pot să o iau? Ia stai, mai dăm o dată restart. Cred că trebuie să sar direct peste. Sau nu, că nu mă lasă cu... în fine, nu contează. Deci, într-adevăr, după ce am jucat câteva nivele off-camera, muzica te ajută, de fapt nu știu, te ajută un pic sau te încurcă, depinde cum poți tu să percepi, cum le zice, sunetele, gen cât de mult poți să-ți coordonezi ce vezi cu ce auzi. Adică ori sunt cam mai mult, sunt vreo două tipuri de oameni. Oamenii care pot să coordoneze auzul cu văzul și să se coordoneze fix în sensul ăsta. Și oamenii care pot să se coordoneze, cum îi zice, și auditiv și vizual, doar că să nu-și poată controla foarte bine mișcările. Adică, sincer, nu știu cum să vă explic. Gen, eu înțeleg foarte bine și văd cum pot să-mi cum ar trebui să apăs pe astea. Doar că la mine e o problemă că nu pot să mă coordonez. Adică creierul meu nu când aude sunetul respectiv nu percepe jos. Mă înțelege ce vreau să zic? E mai ciudat. Ia, primim și noi ceva, am luat-o doar pe a doua, am făcut silver, cel mai probabil nu trecem la nivelul următor. Da, îl mai facem o dată. Deci, sincer, văd jocul ăsta mult mai bine implementat pentru o versiune de mobile. Adică, gen, mi s-ar părea mult mai ok să fie jucat pe telefon decât pe... Mamă, stai un pic, îmi dă downer rău de tot nivelul ăsta. Jos. Mă și derutează un pic când văd că se mișcă atâtea chestii pe ecran. Adică ori ajung să nu mai văd cum trebuie săgețile, ori să nu mă concentrez cum trebuie pentru că nu văd ce urmează. Adică așa cum a fost la fel, n-am reușit să mă concentrez că în primul rând și vorbeam. Ah, în loc să apăs pe bomba, m-am apăsat pe nimic. Mamă, ce-am ratat aici. Nu știu cum de n-am murit mai devreme. Da, oricum, nivelul ăsta e cam pe ducă, dacă ar fi să mă întrebați pe mine. Sau nu? Lasă că mai avem o șansă, băieți. Dacă prindem bonusul cum trebuie și luăm toate... Uite, am prins una. Dar n-am prins, gata, s-a dus bonusul. Mamă, și cum? Mie e foarte greu să înțeleg cum pot să sar între saltele. Acum pot să jur că n-am făcut nimic și am murit. Da, hai că am prins doar două, din păcate. Cred că mai trebuie să-l facem o dată ca să prindem pe prima. Oricum, nu cred că trec de silver. Da, ba da, ba, da, exact, da, am ajuns în silver. Ok. Să zicem că am terminat. Ok, și acum avem și boss. Deci asta nu știam. Bine că... Deci ce mai trebuie să fac? Build. Și cum fac asta? Ok, băieți, cred că tocmai mi-am dat seama care era schema. Deci ideea e că avem asta cu beat 12 levels. Pe asta am făcut-o. Doar că trebuia să văd... am văzut că mai am aici ceva de craftat. Și atunci cred că așa ar trebui să facem. Asta ar trebui să fie, da, văd că asta ar trebui să fie. Ok, deci pe astea nu, assembly, deci nu, ok. Deci cu asta rămânem. Și acum putem să ne batem cu boss-ul, băieți. Deci și am mai făcut, cred că vreo 3 niveluri ca degeaba. Haide să vedem.
cum ne batem noi cu boss-ul, băieți. Ia. Deci nu pot să cred. Acum înțeleg sensul rotițelor ălora. Deci acum chiar are sens. Adevărul e că... Ok, deci e practic cam la fel, doar că trebuie să mă ferez de... Ups. Wow. Și mamă, de ce îmi place cum se aude că trag ăștia pe muzică. Ups. Jos, trage. Sus, sus, jos, trage. Sus, jos, trage. Jos, sus, sus, jos, trage. Sus. Gata? A, ce? Mamă. Mamă și Mila. Am crezut că îmi schimbă culoarea la ele. După ce că nu eram eu foarte apt să văd. Aia mai trebuia să-mi schimbe și culoarea la ele. Mamă, mamă. Deci, băieți, îmi pare rău că nu vorbesc, dar sunt foarte, foarte concentrat acum. Nivelul ăsta chiar nu l-am mai făcut. Și acum... Double jump, jos, jos, sus, jos. Deci, mă credeți că eu nici măcar nu-mi dau seama cum îmi scade mie viața? Stai că e... 41%, mamă, și astea trebuie să le țin minte. Deci să înțeleg că atunci când greșesc îmi scade viața? Cred, ia, 73%, la mine e destul de ok. Am 70 din 75 de... Mamă, nu pot să cred că le-am nuierit. Eu acum văd că de fiecare dată când sar, trag. Mamă, ce mi-a plăcut animația asta, superbă, băieți. Și acum l-a lăsat acolo și boom! Asta a fost show-ul pe care l-am vrut, băieți, de la început. Ia, hai să ne... Bronz. Cu 70 din 75 de stele. Damage, bun. Platină, perfect. Bun. Băieți, păi, ați văzut și voi cam cum se bate și un boss. Ați văzut, sper din tot sufletul că v-a plăcut și acest episod din seria noastră de Rare și Încearcă. Până data viitoare, băieți, nu uitați să lăsați și voi un like, lăsați un subscribe și la mine, să aruncați un ochi, de fapt, și pe Twitch-ul băieților de la CSUAS. Linkurile sunt în descriere, pe Instagramul meu, Instagramul lor. Până data viitoare, băieți, v-am lăsat. Ciao!